Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să descriem chesturile. Avem aici un Silver Chest care are 139 de gold, Elixir Golem și Skeleton Dragons și mai avem un Golden Chest pe care am reușit de curând să strângem punctele și avem aici 591 de gold, avem Skeleton Dragons, Firecracker, 3 Musketeer și Skeleton Army. Bun. Hai să și donăm un clan. Și vom continua cu meciurile din challenge, din Hell Spirit Sprint. Dar înainte de asta vreau să schimbăm un pic deck-ul, pentru că am văzut data trecută că a fost destul de dificil să jucăm cu deck-ul acela. Și vom lua așa. M-am inspirat, ce-i drept, de pe YouTube, de la alți YouTuberi. O să luăm așa, o să luăm pe camare. Care nu găsesc momentan. Oh, dar nu l-am de level maxim. Hai să luăm P.K. mic. P.K. mic îl luăm siguranță. Healer-ul luăm cu siguranță. O să luăm... Hai să luăm pe camare, o să luăm și execuționerul. Ok, de level 11 nu, o să luăm, da, acolo e decul pe care l-am văzut treacă execuționer, dar o să iau wizard-ul și o să mai luăm așa, o să mai luăm fireball, o să mai luăm freeze, arrows și mai era ceva. Ia să vedem ce mai era. Mirror. Da, foarte important acest mirror, pentru că cu mirror-ul vom pune healer-ul de mai multe ori, care va ține în viață pe camare și pe camic, sper. Da, din păcat că nu-l avem mai sus, e abia la level 11, nici măcar level 12, dacă l-aveam la level 12 era ceva. Hai să vedem, poate reușim să găsim ceva mai bun în loc de acel pe camare. Ceva la level maxim. Ar fi Valkyra asta, dar nu e chiar tank. Ia să vedem asta cât are la viață, are... Îmi spune aici 2200. Și Valkyra are 2400. Bă, hai să luăm Valkyra totuși în loc de pe camare și să încercăm așa. Vedem că avem și un average foarte mic, 3,7. În condiții care se joacă la double elixir, cred, sau nu sunt sigur, dar oricum crește cu timpul. Hai să încercăm configurația asta. Bun. O să începem cu healer-ul. Healer pe care îl vom pune de două ori dacă ne vine oglinda. Dacă nu ne vine oglinda, începem cu healer-ul și cu wizard. Ok, trebuie să ne apărăm de acest royal giant. Bun, a început acolo să dea... Să dea acel wizard. Da, mi-e foarte greu să mă și concentrez, să și vorbesc. Da, hai să dăm un fireball. Până la urmă. Da, l-am dat foarte prost, dar puteam să mai aștept un pic să dau pe trupe. Uite cum o stau acum acest Eros și pe... și pe Hell Spirit și pe Firecracker. O să punem aici un wizard și o să punem healer-ul. Trebuie să dau acest fireball neapărat pe acel... Ok, și avem acum full pe viață healer-ul cu wizard-ul. O să dăm aici un freeze. Ar trebui să-i scoatem turnul.
dar s-ar putea să ne scoată și el pe al nostru. Hai să punem o... Ok. Da, nu știu ce să zic. Bă, e... Hai să-i luăm turnul din... Să-i luăm turnul din partea dreaptă ca să stăm mai liniștiți la... Ok, o să pun aici un wizard. Mai punem un healer. Avem 3 healeri acolo. Dacă vom da și freeze-ul, ar trebui să... Ok, nu e prea bine. Am dat un freeze acolo, dar n-a reușit să prindă și... Holy fuck! Cum s-a încărcat la viața acel... Acel miner. Hai să vedem dacă reușim să scăpăm de acei... De acei electro. Și ar trebui... Ok. Mai dau un freeze aici. Un arrows, pardon. Nu prea îmi place cum am jucat. Hai să vedem dacă scăpăm de acest... De acest Royal Giant mare. Ok, scăpăm de miner. Să pun wizard-ul pentru acei... trebuie să dă neapărat arrows. Da. Hai să scăpăm de acest... De acest giant. Și ar trebui, uite, s-a dus acolo, dar ar trebui să obținem victoria. Ne mai trebuie un arrows, cred. Da, și obținem prima victorie cu acest nou deck, cu care n-am mai jucat mai devreme. E practic prima dată când îl folosesc. Și nici măcar nu e unul copiat, e unul adaptat, așa, adică am luat doar healer-ul și, mă rog, acolo era peca mare, peca mic. Dar hai să continuăm. Să vedem dacă putem să începem cu... Aș fi vrut cu ambii healeri din prima, știam, să pun unul după altul. Ok, a pus acolo un magical. Un magic archer. Să punem și noi Valkyra. Să punem și healer-ul în spate. Și vom mai avea nevoie de... Ok. Bă, e bine că joacă cu giant-ul ăsta. Nu știu de ce a ales să joace cu elixir giant-ul. Pentru că mie mi se pare că nu e deloc o idee bună. Sincer să fiu. Hai să punem. Dacă am fi reușit să prind acel healer. Ok, ce bine am dat acel hit acolo. Reușim să-i scoatem primul turn și suntem într-un mare avantaj. Punem și al doilea Battle Healer. Să pun în spatele lor Wizard-ul. Și era bun un freeze acum. Nu știu dacă... Da, avem suficient elixir. Hai să vedem dacă reușim să scăpăm de acel Electro Dragon. O să dau un Eros aici pentru acele Hell Spirit-uri. Mai punem un healer. Ne vine o grămadă de elixir din acel giant elixir. Scăpăm mai de healerul lui. Cel puțin așa ar trebui. Ok, și am dat damage destul de bun și pe King Tower. Să-i dau aici un fireball care prinde și acele Hell Spirit-uri care tocmai porniseră din spate. Scăpăm de acești Hell Spirit-uri și reușim să-i doborâm și al doilea turn. Practic suntem în foarte aproape de a obține victoria și el probabil că deja a renunțat la meci. Bun,
obținem a doua victorie din acest episod cu acest nou deck. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele și să apăsați butonul de like. Bun, hai să luăm următorul reward. Avem aici un golden chest care ne aduce câteva cărți plus 560 de gold. Și mai avem nevoie de două victorii ca să terminăm acest challenge. Și eu zic că le putem obține. Deja mi-am dat seama că e destul de bun acest deck. Acum depinde și ce nimerim. Dacă nimerim un jucător experimentat, care are la fel un deck gândit, un deck pregătit pentru genul ăsta de joc, va fi un pic mai greu. Ok, am pus healer-ul. Vom pune în spatele lui Wizard-ul și în fața lui Valkyr. Păi, deja am plecat cu un mega avantaj, pentru că... Aha, a început să pună și el. O să dau aici un Eros. Ok. Scăpăm de turn. Dacă scăpăm de turn, vom scăpa și de acei... și de acei minions. Okay, băi, are cărți foarte mici băiatul ăsta. Adică, n-am nimic cu el, dar... Are apea cărți de level 7, am văzut pe acolo. Eu joc ele de level 9 pentru că n-am de ales, pentru că e... Așa e turnamentul făcut. Ok, dăm aici un fireball și să-i scoatem acel wizard. Cu un simplu fireball. Ok, are aici... Da, hai să nu-l lăsăm să sară pe Valkyra. Nu, să nu-l lăsăm să sară pe Hell Spirit. Ei, băi, hai că a jucat-o bine aici. Holy fuck. Și m-am panicat un pic, dar, băi, cu toate astea am reușit să scăpăm fără damage. Ceea ce, incredibil. Ok. Și cum a reușit să scoată acel wizard din spate? Ia să vedem, poate se ajută așa una pe alta aceste health spirit, aceste healere. Cred că sunt personaje feminine, nu? Din câte dau seama. Și punem aici un freeze. Mai dăm un wizard. Și healerul ăla, băi, e incredibil cum lucrează acel healer acolo de level 10 practic. Reușește să doboare singur turnul, îi mai dăm aici un fireball și oricum, da, la dobor singur. Și luăm un 3 crown în acest match. Și mai avem un singur match, o singură victorie mai avem nevoie ca să ajungem la acest legendary chest, care ar fi, cred, al 4-lea sau al 5-lea în ultimele 3 zile, ceea ce e un lucru foarte mișto. Bun, să vedem. Mergem pe aceeași rețetă. O să începem cu... Mă rog. Începem cu Wizard-ul. O să punem apoi Healer-ul undeva la jumate și în fața lui vom pune Valkyra. Ok, hai să vedem. Și punem Healer-ul, punem Valkyra în față. Ei, și acum ar fi fost bun un freeze. Nu-l avem. Vin acolo healerii mici. Hell Spirit-urile, practic. Da, și ce bine am pus acel freeze acolo. Din păcate ne-a scos Valkyra. Dar hai să dăm un fireball aici. Un fireball care practic a rezolvat toate trupele. Spun mini P.K.A. Da, reușim să-l scoatem. Reușim să scoatem și suntem într-un mic avantaj. Pornim din nou cu Wizard-ul. Din spate. Punem healer-ul. Punem încă un healer. Și vom da un freeze aici. Ok, trebuie să dăm un fireball. Să dau și un Eros pentru acele Hell Spirit-uri din spate. Mai punem aici un healer. Și avem 3 healer care
practic se vor ține în viață unul pe celălalt. Da, au întârziat acele Hell Spirit-uri. Dacă ar fi venit mai devreme, ar fi fost excelent. Hai să dăm din nou un Eros. Ok. Punem Hell Spirit aici, punem și Mini P.E.K.K.A. Punem și... punem Valkyra. Așa, punem un Wizard. Și ar trebui, dacă vin... din păcate, acel Bowler, acum mi-am dat seama, acel Bowler practic omoară acele Hell Spirit-uri. Și... da, hai să dăm un freeze aici. O să punem Mini P.E.K.K.A. Băi, nu mi-am dat seama. Uite, Bowler-ul ar fi fost potrivit pentru genul ăsta de joc. O să dăm aici un Eros și un Fireball. A dat și el. Băi, omul știe să joace. Se pune Mini P.E.K.K.A. Punem două healer-uri. Ok, trimitem din nou Wizard-ul. Da, nu reușesc să rămân în viață din cauza acelui Bowler. Bun, deci cine are deck cu Bowler e ho-ho, GG. Bine jucat. Punem din nou healer-ul. O să dau un freeze aici. O să dau și un Fireball și ar trebui să... ha, rezolvăm o parte din trupe, dar băi, oricum, meciul e pierdut. Nu mai îmi fac vise că vom reveni în meci. Oricum, mai avem o șansă. Mai avem o șansă pe care vom juca tot în acest episod. O să fie un episod un pic mai lung, dar vreau neapărat să câștigăm acest challenge. Și dacă toți suntem așa încălziți și intrați în febra jocului, hai să reușim să-l obținem. O să începem cu Valkyra. Din spate. Punem Valkyra. Healer-ul voi pune din momentul în care voi avea și Mirror-ul. Uite, parcă am mai jucat în combinația asta cu el care avea acolo un Bomber Tower. Ok. Așa, pus acel... băi, mamă, nu știu cum să scap de acele trupe. Hai să vedem. Trebuie să dăm un Eros neapărat, pentru că ar fi fost dezastru acolo cu un Ram Rider ținut în viață de healeri. Hai să punem Battle Healer-ul. Mai punem încă unul aici. Și acum ar fi bun un freeze. Da, suficient ca să ne țină în viață acei healeri. Băi, nu știu, e greu meciul ăsta. Mi se pare foarte greu. Da, era mult mai bună varianta cu P.E.K.K.A. mare, fără îndoială, dar... n-avem ce să-i facem, nu puteam să folosim un carte de level 11. Mamă, și ce da acolo Battle Ram-ul? Sau Ram Rider-ul. Ok, Mini P.E.K.K.A. Sper să scoată acel Archer. No. Nu găsim un sort de izbândă să obținem victoria pentru acest match. Hai să vedem aici. Da, renunțăm la turnul din dreapta. Nu avem de ales. Sper să nu fie mai mult de atât. O să dăm aici un freeze. Hai să vedem.
Norocul nostru e că nu se aplică și pe și pe trupe și pe building-uri. Ok, wow, ce noroc am avut acolo. Sincer, nu mă așteptam să mai reușim să doborâm turnul. Ok, îmi pune și un mini pack aici, mai punem un wizard în spate. Wow. Bun, băi, nici nu știu pe ce parte să ne apărăm. Da, cred că ar fi bine să ajutăm aici un pic cu niște trupe care trebuie să le ținem în viață, pentru că altfel... Ok, avem un Battle Healer acolo, hai să mai punem unul. Să mai punem un Battle Healer. Da, rezist acel Wizard, și... Băi, o nebunie de meci, eu nici nu știu ce se mai întâmplă acolo. Hai să mai punem aici niște trupe, o să dăm și un Heroes pe acei... Ok, mai punem un Battle Healer. Mai punem încă unul. Holy fuck, ce e acolo? Ce nebunie e acolo? Ok, hai să dăm și un Freeze. Dăm și un Heroes. Și, băi, e nebunie. Am dat un Fireball. Oh, nu cred. Băi, deci meciul ăsta chiar a fost cel mai nebun de-a dreptul ever pe care cred că l-am jucat în de când joc jocul. Da, nu, deci a fost așa, cu o răsturnare de situație în care credeam că, băi, gata, s-a terminat, am pierdut, după care am revenit în meci, am pușuit ca nebunul, nici nu știu exact ce s-a întâmplat, o să mă uit pe relori, să-mi dau seama. Și da, într-un final am reușit să obținem victoria. Bun. Hai să ne luăm și reward-ul. Avem aici un nou legendary chest, da? O nouă legendară. Să vedem. Ne pică iar minerul sau logo sau poate altceva. Un graveyard. Bun. Da, și good job. Reușim să terminăm și acest turnament la care am muncit foarte mult, ce-i drept. Și... nu știu, există așa o satisfacție că reușim să-l terminăm. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!